La noapte, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil în sud-vestul țării, iar în rest va avea norări temporare accentuate. Vor fi ploi, îndeosebi sub formă de aversă, pe arii extinse în Moldova și local în Muntenia și Dobrogea, iar mai ales în prima parte a nopții, în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte, îndeosebi în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură, unde rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 9 grade. În vestul și nord-vestul teritoriului vor fi condiții de brumă. În capitală, vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta norări temporar accentuate și se vor semnala averse, posibil și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura minimă va fi de 6-7 grade. Mâine vremea se va menține în general instabilă și rece pentru această dată. Vor fi norări temporar accentuate și va ploua, mai ales sub formă de averse în majoritatea regiunilor. Excepții vor face Oltenia și vestul Munteniei, unde cerul va fi variabil, iar ploile se vor semnala pe arii restrânse, îndeosebi după amiaza. În Maramureș, Transilvania și posibil în Moldova, trecător vor fi precipitații mixte. În regiunile estice, precum și la munte, se vor cumula cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în Moldova și estul Transilvaniei și 14-15 grade în Oltenia. În București, vremea va fi în general instabilă și rece pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi, mai ales sub formă de aversă, în primele ore ale zilei și din nou după amiaza, când vor fi posibile și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu unele intensificări. Temperatura maximă va fi de 12-13 grade. La munte, vremea va fi rece, cu valori termice mai scăzute decât cele din intervalul precedent. Vor fi norări temporar accentuate și precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu depunere de strat nou de zăpadă, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri.